Stimați telespectatori, după cum ați observat, am reușit să ne întâlnim cu domnul pe care îl căutam cu insistență. Noi ne-am rătăcit prin plantația asta și acum stăm de vorbă cu dumnealui. Și cred că ar fi cel mai bine, întâi și întâi, să se prezinte. Bună ziua, mă numesc Paul, sunt un tânăr, zic eu, în vârstă de 27 de ani. Iar după cum am fost prezentat, sunt deținătorul plantației de căetenă, pe care se poate vedea și în spatele nostru. Este o afacere de familie, m-a ajutat tatăl meu foarte mult la început și acum mă ajută și mă susține. Totul a început acum 4 ani de zile. Da, știți care e treaba? Hai să mai vorbim întâi de altceva. Da. Al cui ești? Fac parte din familia Popescu. Tatăl meu este Vasile Popescu, mama Loredana Popescu. Mai am încă 3 frați, eu sunt al doilea, mai am un frate mai mare cu un an jumătate și 2 surori. Iar eu din copilărie am trăit la bunici până la vârsta de 8 ani. La vârsta de 8 am revenit în oraș, iar bunicul meu a fost primar în perioada aia și cum era perioada atunci, umblam foarte mult pe câmpuri cu el, foarte mult, de dimineața până seara, și el mi-a insuflat dragostea de natură și de plante. Spuneți-mi, vă rog, unde ați făcut școlile? Școala generală am făcut-o în orașul Târgu Neamț, după care liceul de informatică la Piatra Neamț, apoi facultatea de automatizări și calculatoare la Iași și masterul la Cluj. Am înțeles că dragostea pentru natură și pentru frumusețile ei v-a insuflat-o bunicul dumneavoastră. Sunt sigur că și tata a întărit această dragoste a dumitalii, mai ales că, filmând prin toată Moldova, v-au adus niște peisaje într-adevăr de bas, superbe. Așa este. Dar cum ați ajuns la o asemenea plantație? Cine v-a dat ideea? Povestea este lungă. Eram în anul 2 de facultate. Știam că deținem o bucată de teren care practic nu prea era folosită la capacitățile maxime. Și atunci am stat mult timp și m-am gândit, eu având pasiunea despre natură și dragostea despre natură, voiam să fac ceva pe acea bucată de pământ. Inițial era mai mică. Și inițial am vrut să începem cu plantații de nuci, am vrut să o fac pe fonduri europene, m-am interesat și în perioada aia nu se mai dădeau fonduri europene. Așa că am încercat să mă reprofilez pe altceva, dar să nu fie o cultură perenă sau să o schimb anual. Și dintr-una într alta am aflat despre căetenă, mi s-a părut interesant, am început să studiez, 6 luni de zile am citit tot ce am găsit pe internet, cărți, și m-am interesat foarte mult pentru proprietăți, la ce e bună, ce înseamnă întreținerea ei. După care a început, să zic așa, tatonala cu tata. I-am spus ce vreau să fac. Domnul Paul, ce-i căetena? Căetena, îmi place să o numesc așa și alții o numesc așa, e ginsengul românesc. Corect, așa am găsit și eu da, denumit. Da. Dar ce-i? Este un fruct foarte bogat în vitamine, principala sursă de vitamine fiind vitamina C. Este de 2 ori mai bogat în vitamina C decât măcieșile și de 10 ori mai bogată în vitamina C decât citricile. O altă calitate importantă o are cantitatea de beta-caroten care o are în ea. Alte vitamine este complexul de vitamine B, vitamina A, vitamina K, vitamina F. Deci exact cum spuneam eu, multitudine de vitamine, să spunem așa. Parcă nu se mai termină șirul vitaminilor pe care le conține. Așa este. Și proprietățile nu-s doar astea, are și efecte antioxidante, efecte imunostimulator, chiar e foarte indicată pentru imunitate, întărirea imunității în general. Și doamnele pot să vină să-și procure fructe, fără absolut nicio problemă, toată lumea, inclusiv cei mici. A să vedem. Cu ce suprafață ați pornit? Cu suprafața care se vede aici, cu aia am pornit. Exact, suprafața plantată e 4,6 hectare. Suprafața totală e aproape 5, dar mai avem pentru utilități, mai avem în față spațiu pentru camere frigorifice, pentru utilaje. Deci suprafața plantată este 4,6 hectare. Căetena e pretențioasă la sol? Ca și plantă, căetena nu e absolut deloc pretențioasă. După cum bine știți, dacă nu aflați acum, este o plantă din munte. Asta înseamnă că e foarte rezistentă la secetă, e foarte rezistentă la temperaturi scăzute. Însă noi am vrut să facem calitate în primul rând, așa că în al doilea an de plantare am început să facem și sistemul de irigație, chiar dacă este o plantă rezistentă, deoarece vrem să livrăm în primul rând un produs foarte bun și calitativ. A zis că aici sunt 4,6 hectare, mai aveți un alt loc? Nu, asta este singura plantație. Asta este toată suprafața. Da. Dar
cum se face plantarea? Sau, nu, aș lua cum se pregătește terenul pentru plantare? Exact. Aici am avut și noi o problemă, am stat și am studiat destul de mult, inclusiv cu cel care am, de la care am luat puieții. Pregătirea solului ar trebui să fie una foarte riguroasă. Noi am dat înainte de asta, am făcut analize la sol pentru a ști dacă se pretează planta pentru solul respectiv, după care... Un anumit pH metru îi trebuie. Exact, exact. Este un anumit pH metru. În general, nu se pretează pe solul mlăștinos, ca orice altă plantă. Pentru solul cu pH-ul între 6 și 9 e ideal. E ok și pentru pH-ul acid, dar atunci ar trebui să intervină cu anumite tratamente pentru a scade un pic pH-ul. Și cum ați decopertat terenul? Ce ați făcut? L-ați îngrășat? L-ați arat? După analizele de sol, am făcut un proces de scarificare, ceea ce înseamnă că am mers sub pământ la 40 cm și am încercat să facem solul mult mai fertil și mult mai fin, după care am făcut lucrările normale, arat, discuit, apoi am făcut pichetarea, s-au făcut aproape 10.000 de gropi, după care... Apropo de gropi, da. La ce distanță se plantează între rânduri și între plante? Noi am optat pentru 1,35 m între plante și 3,50 m între rânduri. Această densitate îi asigură o dezvoltare necesară și în același rând fiind o plantație de intensivă. Am calculat raportul ăsta să fie foarte ok. De unde ați procurat puieți? Puieții sunt procurați de la domnul Alexandru Vulpe din Arad. Este un deținător de puieți cunoscut în întreaga Europa și una din principalele surse de căetine din Europa. Păi cu ăștia 10.000 de puieți ați adus cu un tren. Am adus cu o jumătate de camionetă. O jumătate de camionetă. Erau la 30 cm. 30 cm și era doar o nuia, ca o crânguță ca asta. Fără țep, fără nimic? Fără absolut nimic. A, de aia v-a plăcut că e fără țep, dar nu știați după aceea. Adică știați după aceea. Știam. Știți ce am observat? Că în stânga mea au un gust, boabele și în dreapta au altul. De ce? Așa este. În funcție de sol? Nu, v-ați așezat exact în mijlocul plantației. La noi plantația este împărțită în două. Asta înseamnă că avem două soiuri. Este vorba despre soiul Mara și Clara. Soiul Mara este soiul mai mare. Soiul Clara este al doilea soi pe care îl avem noi. Soiurile diferă în funcție de gust, mărime, culoarea fructului și inclusiv proprietăți. Ăla amărui ce soi? E puțin amărui pe lângă... Și cu boabe mai micuță? Și cu, da. E soiul Mara. Iar restul din spatele nostru e soiul Clara. Soiul Clara e caracterizat printr o boabă mai mare, o boabă mai galbenă un pic, chiar dacă ajunge la maturitate la coacere, și cu proprietăți foarte, foarte bune pentru ulei de căetină. Spuneți-mă, e avid de apă? Nu este avid de apă ca și plantă, însă noi încercăm, mai ales înainte de coacere, cu o lună înainte, să udăm planta zilnic. Șerpii aia care sunt printre plante, tuburile pe care vine apa, nu? Exact. Deținem un sistem de irigații prin picurare, 4 litri pe oră. Noi lăsăm la fiecare plantă 2 ore jumătate să picure zilnic, deci undeva la 10 litri. Și pe vremea asta, toridă? Și pe vremea asta, dar nu dăm în interval orar 10-18. Udăm până la 10 dimineața. Și după 18. Și după 18. Da, după 18, da. După 20, depinde de temperatură. Și evaporarea e puternică. Da, da. Plus că în intervalul ăsta. Exact. Observ că între rânduri îi cosit. Da. De ce? În mod normal, ca orice altă plantă trebuie întreținută. Dacă am lăsat, să zic așa, dușmanii ei să crească, i-ar lua din hrană și din aportul necesar de hrană. Și atunci... Ce dușmani are? Nu prea are dușmani, adică ca să o sufoce sau să o omoare, însă noi încercăm să ținem în frâu inclusiv celelalte ierburi care cresc pe lângă. Are mănâncă. Da, mănâncă din hrană. Îi golește bucătăria. Exact. Altfel exact. Nu se poate spune. Exact. Mi-ați spus cum arăta când l-ați plantat, când ați plantat cătina, dar la ce înălțime crește? Planta pe care o avem noi cea mai înaltă în plantație este 4,20 m. Aia nu a fost tăiată niciodată până acum, ăsta e al patrulea an.
va fi tăiată prima oară. Din ce ne-am documentat, acum depinde foarte mult de tăierile care au fost făcute până acum, pot ajunge între 3 și 5 metri. Destul de înaltă. Destul de înaltă. Depinde foarte mult și de soi. După cum vedeți, soiul din spatele nostru nu este așa înalt, el este mai mult un soi cu ramificații laterale. Și își apără foarte bine boabele. Da, da. Și apără foarte bine zestrea cu ajutorul spinilor respectiv. Da, da. Și să presupunem că ați ajuns la recoltare. Cum se recoltează? Bob cu bob? Nu, ar fi imposibil, deoarece o plantă de asta, chiar asta așa numărat anul trecut, avea peste 10.000 de boabe. Deci asta... Mamă, Doamne! Ar fi imposibil. Procesul de recoltare este unul destul de greoi, dar știam asta de la început. Noi recoltarea o facem prin tăierea crengilor. De asta, dacă se poate observa, un rând are fructul, un rând nu. Deoarece... Chiar de ce? Da, rândul care nu are fruct anul ăsta au fost recoltat de pe el anul trecut. Și anul ăsta lăsăm doar să lemnifice. Asta înseamnă că de pe fiecare pom noi culegem o dată la 2 ani. Să-i crească crenguțe, nu? Exact, exact. De pe fiecare pom noi culegem o dată la 2 ani. După ce sunt tăiate crenguțele, sunt băgate în paleți, pe care ați văzut la început, îi avem pregătiți deja, din lemn. Și o să trecem pe la ei. Sigur. Că trebuie să-i explicați și treaba sigur. Asta, nu se poate. Sigur, sigur. Să taie creanga, să punem palet, după ce paletul este plin, se duce la o cameră de precongelare. Stă acolo până se ajunge la 0 grade, iar de acolo o să ajungă într-o cameră, într-un tunel de congelare, unde este neapărat să ajungă la minus 30 grade în mai puțin de 12 ore. După care scoatem fiecare palet din camera din tunelul de congelare, unde are cel puțin minus 30 grade. Folosim o mașină pe bază de vibrații, asta înseamnă că avem o sită deasupra, niște motoare pe vibrații jos, care separă efectiv, o să vedem jos. Sigur, care separă efectiv fructul de crenguțe și de frunze. Altfel se ciupește o crenguță de 10.000, un arbuz de 10.000. N-am găsit oameni și așa e greu. Da. Nu știu, ați spus sau nu v-am întrebat eu, cu ce investiții ați pornit? Tot ce se vede aici sunt fonduri proprii, ne-am interesat și pentru fonduri europene, însă am decis să facem pe fonduri proprii. Toți banii mei, pot să spun așa, de 4 ani de zile de când lucrez, intră aici, plus mă mai ajută și părinții. Păi, cum să te lase părinții? Nici nu se poate. Da. Ați plantat-o anul ăsta, puiețe. În cât timp cresc și intră pe rod? Creșterea puietului este una foarte mare, chiar noi colaborăm și cu un consultant agronom și el a spus că din câți pomi a studiat el, îi se pare că la cătină crește cel mai mult. La noi am avut creșteri și de 20 cm într-o lună, ceea ce e foarte mult pentru un pom. Mult! Foarte mult, foarte mult. Tot ce se vede, de exemplu, și pe pomii ăștia alții, e crescut din toamnă până acum. Deci sunt 1,50 m, 1,60 m. 20 crește și înălțime și crește înălțime, exact, și ramificații. Laterale. Exact, 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 exact. Înflorește? Nu înflorește, este un pom care polinizarea se face prin masculi. Asta înseamnă că noi avem și mascul și femelă. Raportul stați este... puțin, chiar așa? Da, da, da. Da. Și da. Acum să întreb, derivă de aici o întrebare. O grupă are un anumit număr de femele și un anumit număr de mascul, exact, nu? Exact. Este, raportul trebuie să fie 1 la 7, un mascul la 7 femele. Noi am făcut un rând de mascul la 7 rânduri de femele pentru a fi mai ușor și cu polinizare, dar și cu culesul și cu întreținerea. Deoarece masculii noi nu-i tăiem, îi doar curățăm, așa că am decis să facem un rând ei la 7. Ei nu fructifică? Ei nu fructifică. Au rol doar de polinizare. Ca și trânturi de la albine. Ca și trânturi de la albine. Dar e un rău necesar. Exact. E un rău necesar. Investiția inițială, ați reușit să o amortizați? Nu. După planurile noastre, sperăm că în următorii 5 ani de zile să amortizăm investiția inițială. Și după aceea intrați în beneficii. Încercăm să intrăm în beneficii, dar în același timp încercăm să reinvestim o mare parte, fie în plantații, fie în produse. Presupun că producția se cântărește. Da, da. Ce producție ați obținut până acum? Anul trecut a fost primul an de producție. Am avut în jur aproximativ 3,5 tone la hectar. La hectar 3,5 tone? Da. Bun. Da, pentru primul an este ok.
Și la cât ar putea ajunge? Să zicem, plantațiile foarte bune, cam la cât ajung pe an? Plantațiile foarte bune, începând cu anul 7 de plantare, asta înseamnă anul 4 de recoltare, poate să ajungă și la 20 de tone la hectar. Mamă, Doamne, dar cum se vinde? La vânzare există mai multe soluții, una din ele ar fi la vânzare angro. Da. Asta înseamnă pentru export. Noi n-am optat pentru asta, noi încercăm, adică deja facem, prelucrăm fructul, încercăm să nu dăm la angro. Vreți să dați produs finit? Exact. O să discutăm și despre treaba asta mai îndată. Și acum intră la un capitol mai complicat și mai lung. Ce beneficii are omul de la cătenă? Exact cum o promovăm noi spunem că e cantitatea necesară de vitamine zilnică. Am făcut plantația asta și ne zbatem în continuare, plantația fiind certificată bio, ne zbatem pentru sănătatea omului care vrea să beneficieze de produsele noastre. Ne mândrim cu asta și în același timp ne și promovăm cu asta foarte mult, fiind o plantație bio. Lumea are încredere foarte mare în noi, însă să știți că am avut și piedici mari, chiar în târguri agricole și în expoziții agricole, lumea văzându-mă mai tânăr credea că... Concurența! Dar în afară de asta, lumea văzându-mă mai tânăr credea că sunt pus acolo doar să vând și îmi puneau tot felul de întrebări, bineînțeles că am știut să le răspund. Și eu zis, acum l-am prins, nu știe nimic el. Da, exact. Credea că sunt doar pur și simplu un comerciant care vând produsul altuia sau așa și îmi puneau fel și fel de întrebări. Le-am spus, au fost din ei care au venit inclusiv să vadă plantația, că nu credeam ce le spuneam, nicio problemă, sunt o persoană foarte deschisă, ofer și număr de telefon, absolut tot, nu am ce ascunde. Poftiți și vedeți minunea. Exact. Și au venit, deci. Da, au fost o parte din ei care au venit. Foarte bine au făcut. Și acum să aprofundăm, v-am propus, ce beneficii are omul? În ce boli poate fi folosit, sub ce formă? Depinde de produsul pe care le-a cătina. În general, ca și fructe, este foarte bun, exact cum am spus, pentru sistemul imunitar. Însă o altă calitate care se pretează foarte bună este pentru remedierea ficatului. Și aici venind inclusiv ciroză, inclusiv proprietăți pentru regenerarea ficatului, inclusiv hepatită. Chiar avem câțiva clienți serioși cărora li s-au recomandat sucul de cătină fără miere de albine, că ei au și diabet. Pentru hepatită, exact cum spuneam, este un complex de vitamine. Asta înseamnă că nu-i neapărat să o consumi doar dacă ai probleme, ci și pentru întărire și pentru organismul menținere. Organismul cere toate vitaminele. Exact. Eu am citit undeva că e valabilă, adică recomandată, celor care suferă de leucemie. Da, are proprietăți și pentru partea de anemie, de infertilitate chiar. Exact. Aveți clienți din rândul femeilor? Avem clienți din rândul femeilor, în general sunt mămici, care administrează produsele noastre copiilor de până la 1-2 ani, deoarece... Exact cum spuneam, trendul ăsta se dezvoltă din ce în ce mai mult și produsele naturale, zic eu, că o să prindă foarte mult, mai ales în mediul matern. Am citit undeva că pe o plantație, un producător n-a putut culege vreo 2 tone din cauza soarelui puternic. Ce i-a dăunat? Noi nu am avut, bineînțeles, și acum sunt călduri foarte mari, însă încercăm ca intervalul orar în care facem culegerea să fie benefic și pentru muncitori, așa că încercăm să începem dimineața cât se poate pe lumină, asta înseamnă în orele 5:30-6, încercăm la amiază, fie luăm pauze, fie facem alte lucruri necesare plantației, după care iarăși, după când să își revine un pic vremea și temperatura, începem iarăși cu culesul. Dar se produce, am înțeles, un proces de stafidire. Dacă se depășește perioada de recoltare, într-adevăr, ca la orice alt fruct, se produce un proces de stafidire, însă n-ar trebui să se depășească perioada de recoltare, nefiind o plantă foarte prețențioasă, perioada de recoltare e și până la o lună. Deci, dacă este o organizare bună, n-ar trebui să fie această problemă, ar trebui să fie eliminată. Dumneavoastră, în cât timp reușiți să recoltați de pe toată suprafața? Anul trecut o durată 12 zile, însă am avut un număr mai mare de oameni. Anul ăsta am vrea să încercăm cu un număr mai mic de oameni, dar să fie un pic mai eficient. Aveți o echipă anume cu care lucrați sau luați muncitorii zilieri? Avem o echipă cu care colaborăm inclusiv de când am făcut pichetarea și gropile, deci colaborăm cu 80% din aceiași oameni care au plantat cătina. Deci îi cunosc.
Da. De da. La naștere. Exact. Și merge în continuare. Exact a spus de gropi. Cât de adâncă trebuie să fie groapa? Groapa noi am făcut-o undeva între 40 și 50 cm, iar da. Ca diametru, să zic așa, cam la 40-50 cm, astfel încât planta, când a fost fiind destul de mică, nu avea ramificații și mustățile rădăcinilor foarte mari, dar noi am vrut să fie relaxată în pământ. Să pun tutori ca la pomi? Am pus tutori ca la pomi. Da? Da. Și cu pământul tot așa, ăla de dedesubt, îl puneți da. Deasupra? Și... Da. Da. Deci aceeași tehnologie se folosește. Înseamnă că se cunoaște foarte bine. De ce am găsit undeva că scris că sunt și subproduse de la cătină? Nu știu exact ce înțelegeți prin subproduse, adică produse care conțin cătină, dacă conțin și alte chestii, alte ingrediente. Cred că așa. Dacă eu așa am găsit scris. Dacă se referă la asta, și noi suntem în tratative cu anumite rețete. Deocamdată facem produse doar pe bază de cătină, dar încercăm să combinăm cătina și cu alte produse, bineînțeles că sunt atâtea fructe în natura asta care sunt benefice și încercăm să facem combinații, bineînțeles, și bune la gust, dar și foarte, foarte benefice pentru sănătatea omului. Siropuri? Gemuri? Deocamdată ce facem noi sunt sucuri, siropuri sucuri? Și creme. Și creme? Da. Creme bune, nu? Creme hidratante pentru piele. Gustoase. Azi amintit mai înainte că sunt și multe doamne cliente. Așa este. Fie mame, fie... Domnișoare. Așa este. Fie bunice. Așa este. Avem produs pentru toată lumea. Da. De ce cătina e supranumită regina imunității? Nu vreau neapărat să o iau sub formă de laudă, dar din... Dar nu lăudați dumneavoastră, fructul e fruct de la natură, da, de da, ce? Asta voiam să zic, din ce m-am documentat eu, pentru întărirea imunității este cel mai bun fruct, care combină toate proprietățile necesare întărirea imunității. Bănuiesc că din cauza asta este denumit și ginsengul românesc și regina imunității. Nu degeaba e denumit ginsengul românesc. Așa este. Deci nu mai am nevoie românii să cumpere din China, pentru că foarte bine au... aici. Și tot am găsit scris că la noi cătina beneficiază și de un sol deosebit comparativ cu alte țări. Asta să știi, după cum bine să știi, noi ca și țară avem una din cele mai fertile soluri din lume. Asta nu e nimic nou sub soare, mai ales pentru cătină, care nu e așa neapărat nevoie să fie un sol bun, dar dacă este un sol bun și se oferă toate condițiile, vă spun din experiența proprie că randamentul este maxim. Păi, citeam undeva că la 100 de grame de suc proaspăt, vitamina C depășește 400 până la 800 de miligrame. Înseamnă că e foarte, foarte bogat. Vitamina C, da. Așa este. Inclusiv cremele, cea mai mare producător de creme și de produse farmaceutice din Europa este în Germania. Nu o spun eu, o spun și alții. Este folosit foarte, foarte mult și pentru arsuri. Uleiul de cătină este un alt produs care este foarte căutat în Europa. Este folosit pentru arsurile de gradul 0. Chiar în Germania, la spitalele specializate pentru arsuri și rând deschise, este folosit uleiul de cătină. Și noi de ce nu-l folosim, îl exportăm? Așa este. Când am putea să-l... Am înțeles că și împotriva alcoolismului... Bineînțeles, dar acolo trebuie îmbianat foarte mult cu boința. Ai. Ce lipsește, nu lipsește fructul, ci lipsește voința. Astenii și mai ales a stresului. Deci în ziua de astăzi ar trebui să consumi lumea foarte multă cătină, pentru că stresul este stres. La stres ar trebui să avem și noi principalul control, dar așa este, cum ați spus dumneavoastră, așa e lumea și ne este indus foarte mult. Și ajungem iarăși la voința omului. Cam așa zic eu. Așa și este. Eu beau sub formă de cafea. În loc de cafea, dimineața beau cătină, are efect energizant. Chiar mi-a confirmat și alți prieteni, fiindcă am uitat să le spun chestia asta și eu băut la 12 noaptea și m-a sunat pe la 4 și mi-a zis, bă, n-am somn. Deci s-a confirmat și în alte părți. Deci nu-i bun să consum când nu trebuie, nu? Când nu trebuie, ca când nu trebuie. Produs. Să știți că m-a slămurit. Eu mâine sunt piață la Rădăuț și îmi cumpăr cătină și eu și mă apuc de făcut. Stimați telespectatori, luăm discuția cu domnul Paul Popescu și pornim de la locul în care plantele sunt îndestulate cu apă.
când ați săpat fântâna, ce adâncime are, dacă pânza freatică e foarte jos și cât și mai cât. Fântâna am început să o săpăm al doilea an de plantare. Are o adâncime de aproximativ 6 metri, 5,70 m și apă 1,30 m. Cu pânza freatică până acum n-am avut plantare probleme, deoarece chiar dacă am încercat să udăm toată plantația odată, ceea ce înseamnă o cantitate destul de mare, dacă facem un calcul 10.000 de copăcei ori 4 litri la fiecare copăcel, înseamnă 40 tone pe oră. Vai de mine, și de deci e o cantitate foarte mare de apă, dar avem noroc, să zic așa, că pânza freatică din care face parte fântâna este pânza freatică a Ozanei, un râu care, despre care eu vorbit și creangă. Și fântâna este alimentată în permanență cu apă, deci nu scade nivelul. Nu, nu. Bun, de aici văd că pleacă o conductă foarte groasă, dincolo ce? Avem conducta foarte groasă, intră într-o pompă care trage apa din puț și o bagă în distribuitor, iar în distribuitor, după cum bine se poate vedea, plantația este împărțită în 6 zone, deoarece nu știam cum facem față cu apa și atunci am zis, dacă nu facem față cu apa pentru toată plantația, udăm pe zone și am împărțit-o în 6 zone. Egal. Dacă îi dădeați drumul pe o conductă, era un pic undeva mai niște apă inutilă care exact, se pierdea. Exact. Bine. Ce motopompă e? Este o motopompă de putere destul de mare, 66 de tone pe oră. Nu o folosim la capacitatea ei maximă, dar ne facem treaba. Și de acolo pleacă toate conductele pe toată suprafața. Din distribuitor, pe sub pământ avem conductele principale. Sunt două conducte principale, una la stânga, una la dreapta. Pe fiecare conductă se mufează fiecare furtun de la capătul fiecărui rând, iar pe fiecare rând avem la fiecare pom picurător. Ce picurător? Că dacă primește litri de apă... Da. Picurător, da, dar îi primește odată. Exact, îi primește 4 litri într-o oră. Acum să ne deplasăm la conductele cele mici, sau sigur, nu știu cum se cheamă, tuburi. Distribuitor. Distribuitor. Sigur. Și stăm puțin de vorbă și acolo. Sigur. Aici este alimentarea cu apă, deci pe aici intră apa, avem exact cum spuneam, 6 zone pentru plantare, plus încă un robinet, în caz că avem nevoie de apă externă, să ne putem conecta aici. Fiecare zonă este împărțită în mod egal, în funcție de numărul de copăcei, deci plantația e împărțită în 6 din punct de vedere al numelor de copăcei. Noi folosim pentru un randament optim 2-3 zone odată, după care închidem acele 2-3 zone și pornim celelalte 3 zone și plantăm cam o jumătate de plantație odată. Noi în fiecare an facem lucrări ale plantelor de 3 ori pe an, în fiecare lună, și atunci ca să nu Să lovească, taie. Exact, să nu tăiem furtunul de picurare, am hotărât că la 30 cm este o înălțime ok pentru lucrările pe care noi trebuie să le facem. Ne aflăm pe un interval dintre două rânduri. După mine, de ce nu semănați iarbă, fân și să recoltați fân? Am preferat să folosim un tocător vegetal pentru iarba dintre plante, astfel încât tocătorul vegetal, fiind un tocător vegetal foarte bun, face ca un fel de pastă în urma lui. Acea pastă rămâne în pământ și procesul se cheamă mulcire, iar noi îl folosim ca fiind îngrășământ natural pentru plante. După cum se poate bine observa, este un copac destul de diferit față de restul plantației. Este vorba despre masculii din plantație, așa arată un mascul din plantație. Acești copaci au rolul de a poliniza, exact cum am spus și mai înainte, de a poliniza femeile în vederea fructificării. Sunt, ca și în lumea umană, sunt masculi, se vede după structura lor. Ei nu sunt tăiați, crengile lor nu sunt tăiate niciodată, ci doar curățați atunci când este cazul. Noi curățăm toamna, de obicei, sau primăvara. Iar polenizarea se face prin adierea vântului și prin intermediul insectelor. Ne-ați adus aici, lângă grămada aceasta de construcții din lemn. Vă rog, spuneți telespectatorul despre ce-i vorba. Exact așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, fructele, crenguțele sunt tăiate și depozitate în box paleți, și în spatele meu este o parte din box paleți pe care îi folosim la cules. Dimensiunile box paletului sunt 1 metru lungime, 1 metru lățime, 1 metru adâncime, să zicem așa, înălțime. 1 metru cub. 1 metru cub, exact. Și cântărește în jur la 80 kg. Plin cu crengi. Acești paleți sunt luați de pe câmp, sunt băgați în camera precongelare, după care sunt mutați în tunelul de congelare. Structura lor am ales să fie în, exact cum se vede, deoarece
când sunt băgați în camera de precongelare, vântul să sufle, aerul rece să sufle și să pătrundă cât mai repede frunzele, la fel și în partea inferioară a box paletului este tot la fel, cu o distanță de... Ca spațiu între, de aerisire. Ca spațiu de aerisire. Paleții ăștia se umplu acolo unii, pe câmp? Pe câmp, în fiecare rând, de obicei pentru o jumătate de rând se folosesc 4-5 box paleți, după care sunt cărați la marginea rândului, iar de la marginea rândului trecem cu utilajul, cu remorcă, îi cărăm la... Și se încarcă în remorcă și după aia se aduc aici. Da. Am văzut că depozitul se mărește acum. Exact, depozitul frigorific acum suferă niște schimbări. Noi sperăm să fie schimbări în bine și din punct de vedere al calității, dar și din punct de vedere al eficienței. Am hotărât ca o parte din depozitul frigorific să-l mutăm exact aici la intrarea în plantație și încă se lucrează la asta, este în plină construcție. Am înțeles că și un tunel faceți, nu? Și un tunel de congelare. Tunel, da, de tot aici. Bine. Mulțumim tare mult! Cu mare drag!